Avem, luăm experiențele afective și fiziologice și le traducem în limbaj. Translating it into thought, în gândire, into some kind of a pattern, în tipare, we are making meaning. Prin care noi creăm semnificație. Because, number three, all behavior has meaning in some context. Pentru că al treilea principiu este că orice comportament are semnificație într-un anumit context. Again, this is an important attitude of loving. No, asta este o atitudine importantă din punctul de vedere al iubirii. When we think of the strange things our clients do, când ne gândim la lucrurile ciudate pe care le fac clienții noștri, as not strange in some family or social context. Ele nu mai sunt așa ciudate dacă le punem în contextul familiar sau social. And not at a particular age. Și la o anumită vârstă. Which means that I'm always asking myself, at what age is this normal? Și asta mă face să mă întreb mereu vis-a-vis de clienți, la ce vârstă e normal comportamentul ăsta? I'll give you an example of that. Da un exemplu. One of my clients was sitting there, not saying much, but he was reaching in his nose and pulling out some snot. And then when he thought I wasn't looking, he popped it in his mouth. Not only did he do it once, a moment later he did it on the other side. And in his mouth. What are you thinking when you hear that story about my client? It has meaning, but I forgot to tell you. My client is not 40. He's only 4. A very normal behavior for a 4-year-old boy who's nervous. Four-year-old boy in a strange situation in my office. Or what about the 40-year-old man who is doing the same thing? But his behavior has meaning. It's some internal context. Comportamentul lui are semnificație în contextul lui intern. Just like the context when he comes in, raging at me because I've been seeing his wife, and his wife now wants to have a divorce, and he rages at me for destroying his marriage. Exact ca și comportamentul clientului care țipă la mine pentru că am avut o ședință cu soția lui și ea vrea divorțul și acum el țipă la mine supărat că i-am distrus căsnicia. What a challenge to maintain an unconditional positive regard. Ce provocare ca să mențin eu acceptarea necondiționată pozitivă. Particularly as he tells me how he wants to beat me up. Mai ales când vrea să-mi zică cum vrea să mă bată. And realizing not only is he afraid of losing his wife, but this is such a reminder of the abandonment of his mother when he was a little boy. Că nu numai că e tare frică să-și pierdă soția, dar asta îi amintește de ceea ce a simțit atunci când mama lui l-a abandonat când era mic. So if I can understand that context of this raging man for having ruined his marriage. Așa. Că dacă poți să înțeleg contextul în care țipă acest bărbat care și-a minat căsătoria, I can have compassion for the 8-year-old boy whose mother has run off with another man. Pot să simt compasiune pentru băiețelul de 4 ani a cărui mama a fugit cu un alt bărbat și l-a abandonat. Or what do you do when somebody has a bizarre fantasy that makes no sense? Dar ce facem atunci când cineva are o fantezie ciudată care nu are niciun sens? It has meaning in some context. Are semnificație într-un anumit context. It's interesting in psychotherapy. If somebody comes in and tells you a dream, interesant în terapie, cineva vine și vă zice un vis. You don't think of them as crazy. Nu crezi că e nebun.
Because all of our dreams are pretty crazy. Dreams are in a psychotic kind of mode. Visele sunt așa un pendul un mod de aproape psihotic de. Also in the dream you're walking through the forest and suddenly a monster comes out and jumps on you and then a hero comes along and beats off the monster. Poți să te vină în pădure, să vină un monstru, să sară pe tine, să bați monstru, să poți să faci asta în vise. But if he can't comes into your office. And she's sitting there. And she's not asleep and telling you the same story. Stă acolo și nu doarme, dar îți spune același lucru. What's your attitude? Care e atitudinea pe care o ai? Can you deal with it as a metaphor? Just like a dream. Poți să iei această poveste ca pe o metaforă, exact ca și cum ai aborda un vis? I learned a lot about that in the 1960s. În 60 am învățat mult despre asta. From about 1969 through 1972, when I was the hippie therapist on a university campus. The hippie's therapist. And I had lived in a big house that was also a part-time school. Stăteam într-o casă care era și școală cu programul scurt. 10, 11 o'clock, Friday, Saturday night, somebody would bring some young kid to my office, my house. Îmi aducea cineva copiii la cabinet. Who was having a bad trip on LSD or psilocybin. Who was having? On LSD. And there would be some kind of tragedy. Some monster would be after them. They would be, the end of the world would be coming. They would be afraid of being tortured. Și care aveau fantezii ciudate că era teamă că sunt torturați sau moștii veneau după ei. Stimulated by the bad trip from the drugs. Care erau stimulate de droguri. And in every situation, if I could stay with them for a couple of hours. Și în fiecare situație, dacă puteam să stau cu ei vreo două ore. And listen to their horror story. Și să le ascult poveștile de groază. The monster that was chasing them. Despre moștii care urmăreau. Or the devil that would burn them in a fire. Dracii care vreau să-i ardă. Soon turned into a memory of father chasing them with a belt. După ce reușeam să ascult aceste povești, ele se transformau, de fapt, în amintirea tatălui care îi alerga cu cureaua să-i bată. Or somebody being locked in their room for a couple of days. Sau amintirea de a fi fost încuiat în cameră câteva zile. And I learned to listen to the metaphor in the craziness. Și așa am învățat să descoper și să descifrez și să ascult metafora din poveștile. Because that metaphor is expressing the context in which they were traumatized. Pentru că această metaforă exprimă un context în care clienții au fost traumatizați. Another principle. Alt principiu. Internal and external contact is essential for human functioning. Contactul atât intern și extern este esențial pentru funcționarea. A loving aspect of our psychotherapy then is to continually provide the opportunity for our clients to make internal contact. Un aspect extraordinar al terapiei noastre integrative este că noi le oferim clienților posibilitatea să creeze, să realizeze contactul la nivel intern. And to make interpersonal contact. Și să facă, să realizeze contact și la nivel intern. So many of our clients, because of the stresses and pressure and neglect of their life. Din cauza stresului și presiunii și neglijărilor din viața lor, have had to cut themselves off from internal contact. Foarte mulți dintre clienții pe care îi întâlnim și-au blocat contactul la nivel interior. They lose touch with what they think. Nu mai sunt în legătură cu ei înșiși.
They lose touch with their body sensation. O senzațiile corporale. Or they lose touch with their emotion. Emoțiile lor. Or certainly the intensity of their emotion. Sau cu intensitatea emoțiilor lor. Nu mai au această legătură. They lose their own memories. Își pierd amintirile. That's so many of your clients will be sitting in your office and say, I don't remember anything before I was 8 years of age. Care stau în cabinet și vă zic, nu mi-aduc aminte mai nimic dinainte de a avea 8 ani. But I'm here because I'm depressed and I'm anxious all the time and my body aches. Am venit aici pentru că sunt deprimat, sunt anxios, mă dor diverse părți ale corpului. That achy body acest corp care doare is memory. Este amintire. That depression, această that depresie, anxiety is memory. Este amintire. Memory at the affective and physiological level of the brain. Memoria emoțiilor la nivelul fiziologic al creierului. Not memory that is pictorial. Nu memoria imaginativă. Not memory that is linguistic. And our task then is to engage that client in such a way that we help them describe their physiological sensation and their affect. Este să relaționăm cu clientul în așa fel încât să-l ajutăm să poată să își descrie senzațiile fiziologice și emoțiile. And when I do that, I'm amazed at how the client says, oh, I just remembered something. Când fac asta, sunt absolut uimit și fascinat de felul în care clienții spun, stai că mi-am amintit ceva. And the more we keep attending and bringing their attention to their physiological and emotional process, the more and more they start putting series of memories together. Și cu cât îi ajutăm mai mult să intre în contact cu procesele lor interne la nivel fiziologic și emoțional, cu atât mai mult îi ajutăm să se reconecteze and cu amintirile lor. Is how we help our clients build a consistent, comprehensive life narrative. În felul ăsta, clienții noștri reușesc să recreeze o narațiune, povestea lor de viață, care să fie coerentă și consistentă. We know from the research being done on attachment patterns. Știm despre cercetările despre legate de atașament. That the insecure attachment patterns. Că tiparele de atașament nesigur. Particularly of disorganized attachment. În special cel dezorganizat. Adults with disorganized attachment. Adulții cu acest tipar. Have inconsistent narratives about their life. Au povești despre viața lor care sunt inconsistente. And incomplete narratives. Și nu sunt complete. Big pieces of their story are missing to them. Lor, chiar lor înșine, le lipsesc bucăți din aceste povești. Inconsistent narrative. Oh, I came from a wonderful family. My father was so good to us. He took us to many sporting events. O poveste inconsistentă ar spune așa, am avut o viață frumoasă, tatăl meu ne ducea la evenimente de sport. Oh, but he always beat my brother and me afterward. Da, îl băta pe fratele meu. Oh, he beat me so bad once I couldn't go to school for 3 days. Sau a bătut odată atât de rău că n-am putut să mă duc la școală 3 zile. He was a wonderful father. Era un tată super. I'm sitting there, what? Și what's crazy about this story? Ce este nebunesc în această poveste? Right? That's what's meant by the inconsistent narratives. Asta înseamnă o narrativă, o poveste inconsistentă. And incomplete. Și incompletă. And by engaging in constant focus on the person making internal contact with affect, with physiology, with little fragments of the story of their life. Și o ajutăm să facă, să intre în contact cu aceste fragmente mici ale vieții sale. And begin to help them put that story together in a comprehensive and consistent way. Prin a integra aceste bucăți de amintire care sunt stocate fiziologic și afectiv, putem să-l ajutăm să-și creeze. Part of our loving is helping them make a complete narrative of their life.
să-și creeze o poveste completă. Asta este o parte din iubirea pe care noi le oferim ca terapeuți, să-i ajutăm să-și recreeze povestea completă a vieții lor și coerentă. The next point. Următorul principiu. All people are relationship seeking and interdependent throughout life. Toți oamenii caută relații și sunt interdependenți de-a lungul întregii vieți. Even the person who sits there with an isolated attachment. Chiar și persoana care stă acolo și are un atașament izolat. Won't make eye contact with you. Și nu face contact vizual cu voi. Won't talk. Nu vorbește. And particularly won't talk if you say, what are you feeling? Și nu vorbește mai ales când îl întreb ce simți. Or, what are you thinking about? Sau la ce te gândești. That's when they clam up the most. Și atunci se închid cel mai mult. Because some of those clients don't hear the words, what are you feeling? Fiindcă unii clienți chiar nu aud. What they hear is, whatever you're feeling is wrong. Și ei aud ce simți tu, nu e bine. Or they don't hear, what are you thinking? Sau nu aud întrebarea, la ce te gândești? They hear, whatever you're thinking is wrong. La ce te gândești tu, nu e bine. So they learn to shut up. Așa că ei au învățat să tacă. But even that person lost in a schizoid withdrawal is still seeking relationship. Dar și chiar aceste persoane care sunt într-o retragere schizoidă profundă tot caută relații. Because they are deeply lonely underneath it all. Pentru că sub acest comportament ei sunt foarte, foarte singuri. But they have given up expecting that somebody will be attuned to their emotion and their rhythm and their way of being. Ei caută persoana, dar au renunțat să creadă pe cineva mai poate să fie acordat și să înțeleagă așa cum gândesc, cum simt. I learned a lot about relationship seeking in the literature. Am căutat despre forma de relație în literatură. As I studied psychoanalytic object relations theory. Când am studiat teoria relațiilor de obiect. Freud didn't know much in his description of psychotherapy about the importance of relationship. În descrierea psihoterapiei pe care a făcut-o Freud, el nu a insistat mult pe importanța relației. But in the 1950s, Ronald Fairbairn made a shift in understanding that relationship is at the heart of all interpersonal relationships. Dar în anii 50, Ronald Fairbairn a făcut o schimbare de paradigmă și a pus accentul pe importanța relațiilor pentru fiecare om. And I understood it intellectually. Și am înțeles asta în particular his idea that we are relationship seeking from the beginning of birth to the end of life. Și în special am înțeles ideea că noi căutăm relații de la naștere și până la moarte, toată viața. I have two personal experiences. Am două experiențe personale. My last child was about to be born. Copilul meu cel mare era gata să se nască. And the obstetrician said, we're going to have to do this by cesarean. Și obstetricianul a zis, trebuie să facem cesarean. So I was friends with him. He said, would you like to scrub up and come into the surgical room with us? Și l-a chemat în sala de operații. And I had the important job of holding my wife's head. Și aveam o sarcină foarte importantă, să o țin pe soția mea de mână. And he made the incision. Și a făcut doctorul incizia. Lifted the child halfway out of the body. A scos copilul pe jumătate. I could not see yet if it was a boy or a girl. Nu știam încă dacă e băiat sau fată. He said to me, come on around here. Și a zis, veniți aici, în jurul meu, doctor. And I got down low. Și m-a lăsat așa jos. Where I could see the baby. Să văd fața copilașului. She opened her eyes. A deschis ochii. Guess what she did? Și ce a făcut? She smiled. A zâmbit. She smiled. A zâmbit. And we know that smile in all primates, from the smallest little monkey to us big monkeys. Și știm că zâmbetul la toate primatele, de la alea mici până la alea mari. The smile is an attachment gesture. Este un gest de atașament care stimulează. She was seeking relationship. Căuta relație.
And we smiled at each other. They took her out. They cut the cord. Ne-am zâmbit unul altuia, au luat de acolo în arms, and she continued to make eye contact and smile. Și a continuat să țină contactul vizual cu mine și să zâmbească. Then the nurse said, well, you have to give her to me. I've got to check her over and put some drops in her eyes. Și a zis asistenta, trebuie să mi-o dai să verific, să pun niște picături. And they put her down on this cold steel table. Și a pus-o pe o masă care era rece de metal. Guess what happened? Și ghi ce s-a întâmplat. She screamed in protest. Protestant. She was angry. Era furioasă. She was 3 minutes old. Avea 3 minute de viață. And saying, Father, I don't like this. Și zicea, Tată, mie nu-mi place asta. Do something, Father. Fă ceva. Which I did. Și am făcut. But the nurse pushed me away. Da, asistenta nu m-a lăsat, m-a dat la o parte. Protest. Protest. Is part of relationship. Este o parte din relaționare. Is part of relationship. Zipete sunt o parte din relaționare. And my sister tells me about the other end of the spectrum. Și sora mea spune despre cealaltă capăt al spectrului. My mother had had congestive heart failure for several years. Mama mea care avea da, era bolnavă de inimă și a fost mai mulți ani așa. One night rang the bell for my sister. Într-o noapte a sunat după sora mea. And she said to my sister, crawl up in bed with me. Și a zis să vină în cameră cu ea. This is my last night. Că este ultima noapte. And my sister held my mother against her breast so she could hear my sister's heartbeat. Și my sister held my mother a ținut-o pe mama mea against my sister's heart. Lângă inima surorii mele ca să aude, să o audă prin spate. And my mother looked up at her. Și mama s-a uitat la ea. And said, this is one of the most wonderful moments of my life. Și a spus, ăsta e unul din cele mai frumoase momente din viață. And she passed away. Și atunci a murit. Beginning to end. Beginning to end. La început până la sfârșit. We are relationship seeking. Căutăm relații. Even though many of us pretend we're not. And why do? Chiar dacă pretind. And why do we pretend we're not? Și de ce chiar dacă pretindem că facem asta și de ce pretindem? Pentru că am fost dezamăgiți din nou și din nou și din nou. And we put up barriers. Și am pus bariere. Not against relationship. Nu împotriva relațiilor. Against being hurt because of the relationship. Ci ca să nu mai fie răniți din cauza unor relații. And that's so important for me to keep in mind to maintain a loving connection with my clients. Și asta e foarte important pentru mine și mă străduiesc să țin minte asta atunci când formez o relație iubitoare cu because that leads us right to the next point. Așa ajungem la următorul principiu. Humans have an innate thrust to grow. Oamenii au o tendință născută de a crește. An innate thrust to grow. The Greeks call it physis. Actually, in Greek it's pronounced feces. But we have a reason in English for calling it physis. Este un cuvânt grecesc care se numește physis. Physis. Do you understand what I mean? I don't know the word. Feces is the pronunciation for shit, caca, poo-poo. Asta e pronunțarea feces. But in Greek, the word is feces. In English, when we're using the same word, we call it physis. Este o pronunțare care în engleză sună așa cum v-a spus, dar cuvântul grecesc înseamnă creștere, tendința asta născută de a crește și ne ajută să înțelegem pronunțarea. Seamănă, să suprapun. It is the opposite of Thanatos. Este opusul lui Thanatos. It's the opposite of death. Al morții. Is this is the thrust to live, to grow. Este forța de viață și de creștere din omul nostru. To be experimental. Tendința, instinctul. To be curious. Să fim curioși.
It is the thrust to be all that you can be. Să fim tot ceea ce putem să fim. Did any of you watch the royal wedding that went on in London a couple years ago of Kate and William? Ați văzut ceremonia de nuntă a regesei de Cambridge? I happened to see the end of it. Din Londra am văzut sfârșitul ei. When the Archbishop was giving the benediction. Când arhiepiscopul le dădea binecuvântarea. He knew about Physis. Știa despre acest cuvânt grecesc, Physis. He knew about the urge to grow. Despre tendința de a crește. And he quoted Saint Teresa of Siena. Și a citat-o pe Maica Teresa. And he said, be all that God meant you to be. Și a spus, fii tot ce ți-a dat Dumnezeu să fii. And you will set the world on fire. Și o să aprinzi lumea. Be all that God meant you to be. Fii tot ce ți-a dat Dumnezeu să fii. And that becomes such a central point in our therapy. That's how we love our clients. Asta devine un punct esențial în terapia noastră. Așa we, behind their crazy ideas, we see their potential. Dincolo de ideile lor ciudate și we see who they can be. Vedem ce pot să fie. We honor who they can be and encourage them. Onorăm ce pot ei să fie și încurajăm. And that's part of loving, transaction by transaction. Să iubești tranzacție cu tranzacție. The next idea is that humans do not suffer from psychopathology. Human beings do not suffer from psychopathology. Oamenii nu suferă de psihopatologie. We suffer from relational disruption. Ci suferă de întrerupere relaționale. If you look at all forms of psychopathology that are in the DSM-5, dacă te uiți la toate patologiile din DSM, except for those that involve brain injury, mai puțin acel legat de traume fizice la nivelul creierului. And brain poisoning because of chemicals. Și cele provocate de otrăvirea chimică a creierului. All the very crazy ways that our clients behave. Toate felurile nebunești în care se poate să iei smoștrii. It's not because they are pathological. Sunt nu pentru că sunt ei patologici. It's because they have done some creative accommodation. Pentru că s-a trebuit să se acomodeze mult cât mai creativ. To live with relational disruption one after the other. Ca să poată să suporte și să se adapteze la întreruperi relaționale una după una după una. With a whole childhood or even adult lifehood of relational disruptions and painful experiences. A trebuit să se adapteze la o copilărie marcată de întreruperi relaționale și acest lucru se întâmplă și chiar și în viața adultă și în continuare se adaptează. And then they do creative adjustments. Și fac adaptări creative. And accommodation. Ca să se acomodeze. More than just an adjustment, they change themselves. Și mai mult decât să se adapteze, se schimbă ei înșiși. Like a client who says, I don't need anybody. Cum era un client care a zis, I don't like anybody. Nu trebuie nimeni, nu trebuie nimeni, nu place nimeni. What an adjustment. Ce adaptare. To the way he left. Pentru felul în care trăia. The same as the client who is meek and helpless. La fel și clientul care este neajutorat. Is a form of adjusting. Tot o formă de adaptare este. And then the last one before we take a coffee break here. Și ultimul principiu înainte de a pauza de cafea. That the inner subjective process. Procesul inter subiectiv. Of psychotherapy. Al terapiei. Is more important than the content. Este mult mai important decât conținutul terapiei. As you know, I'm an integrated psychotherapist. Știți, sunt terapeut integrativ. I'm also a licensed psychoanalyst. Sunt și psihanalist. I'm a gestalt therapist. Terapeut gestalt. I'm a client-centered therapist. Formare în terapia centrată pe client. And I'm a transactional. Și este transacțional. But I have trouble with some of my transactional analysis colleagues. Dar uneori am probleme cu colegii din analiză transacțională. What is the contract? Care zic, unde e contractul? You know, what's the content that you're going to work on in psychotherapy? Conținut lucrezi tu aici în terapie? What's the outcome? Ce rezultat ai? And how are you and the client going to know you're going to accomplish that outcome? Și cum poți să măsori rezultatul tău, clientul? Very behavioral.
foarte comportamental. But we know that it is the process. Dar știm că procesul of psychotherapy that is este mult mai important. That acest process involves our continual phenomenological attunement. Acest proces este cel care presupune în primul rând acordare fenomenologică în mod continuu. Achieved by inquiry after inquiry after inquiry. Prin ancheta, prin investigare după investigare după investigare. About the client's internal experience. Investigare referitoare la experiența internă. What are you feeling? Ce simți? What's happening in your body? Ce se întâmplă în corpul tău? How do you make sense of that? Cum faci tu ce înseamnă pentru tine? All of those phenomenological questions are inviting them to express themselves. Toate aceste întrebări fenomenologice despre experiența lor internă îi invită să se exprime. And then we show our caring, our affection, by acknowledging what they say. Prin a recunoaște ceea ce spun. Sometimes it's not verbal. Uneori acestea nu sunt the most common acknowledgement that we have. Este cea mai simplă recunoaștere pe care putem să o oferim. Să dăm din cap. It says, I'm with you, I'm here, I'm listening to you. Le transmite, sunt aici, sunt cu tine, te ascult. Or we say, mm-hmm. Sau ziceam, mm-hmm. But we invite that person constantly into dialogue with us. And we attune ourselves to their affect. We are compassionate when they are sad. We take them seriously when they are angry. We either provide, in reality or in fantasy, protection when they are scared. Când sunt speriați, le oferim protecție în realitate sau în fantezie. And we rejoice and we celebrate with them when they have accomplished something that's important to them. Când realizează lucruri care sunt importante pentru ei. These are all the ways of expressing love. Astea sunt feluri de a exprima iubirea. And precisely why Janet Morrison and I and Rebecca Dalton și tocmai de aceea wrote the book Beyond Empathy. Am scris împreună cu Janet Morrison și Rebecca Thomson o carte care se numește Dincolo de Empatie. Although that book is written in a rather scientific way, meaning structured, chiar dacă este scrisă într-un mod științific, foarte structurat, the book is actually about cartea este de fapt despre how do we love our clients? Cum ne iubim clienții? Transaction. Transacție, transacție. By transaction. By transaction. Because the healing of the cumulative neglects of childhood, the healing of trauma, the healing of relational disruptions of any kind, vindecarea întreruperilor relaționale de orice fel occurs through a contactful therapeutic relationship. Se realizează printr-o relație terapeutică bazată pe contact. And we provide that contact. Și ne oferim acest contact. By honoring the soul of our client. Prin a asculta sufletul clienților noștri. And being fully invested in them. Și prin a fi cu adevărat prezenți și prin a ne investi noi pe noi în relația cu ei. So like namaste. Și așa cum spune namaste. The God in me. Divinitatea din mine. The spirit in me. Spiritul meu. Meets the spirit in me. Se întâlnește cu spiritul tău, cu divinitatea din tine. And that's the process of healing. Și asta este procesul de vindecare.